Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în vărsător. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne dezvăluie și energia din cărțile Oracol și de Tarot. În primul rând, pe 2 ianuarie, Mercur, planeta intelectului, și-a reluat mersul direct în Săgetător, în casa voastră a 11-a. Mercur este planeta intelectului, a vorbirii, a comunicării și a gândirii. Săgetătorul este arhetipul înțelepciunii, dar și cel care ne ajută să explorăm viața la potențialul nostru cel mai înalt. Iar casa 11-a vorbește despre idealurile mele, despre țeluri, despre viitor, despre grupurile sociale din care pot face parte și ce pot lăsa în urma mea ca moștenire. În acest context, pentru voi s-ar putea ca în perioada de retrogradare a planetei Mercur să fie avut parte de confuzie sau indecizie, gânduri amestecate. Poate v-ați răzgândit, poate v-ați gândit la anumite lucruri. În tot cazul, acum că Mercur și-a reluat mersul direct, vă aduce mai multă claritate, mai multă viziune în ansamblu. Ce planuri de viitor sustenabile ai? Vezi imaginea de ansamblu, ești un fin observator al vieții tale, ai conștiința trezită astfel încât să te poți dezvolta și să poți explora viața la potențialul tău cel mai înalt, dacă nu, poate că este timpul să o faci. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, a intrat în Capricorn, în casa voastră a 12-a. Casa a 12-a este karma colectivă. Este casa inconștientului colectiv. Este sectorul din viața noastră unde s-ar putea să ne simțim izolați. Este conexiunea cu divinitatea, dar și tot ceea ce se petrece după cortină. Casa subconștientului, pântecul mamei. Marte este planeta determinării și a acțiunii, a voinței, iar Capricornul, arhetipul structurii, arhetipul organizării, administratorul firmei, șeful, șefa, organizația guvernamentală, instituții mari de stat, instituții publice și capacitatea noastră de a ne maturiza în timp util. În acest context, pentru voi, Marte aprinde flacăra divină. Vine cu determinare să ieșiți din gândurile voastre și din mintea voastră, să începeți să aduceți din teorie în practică tot ceea ce ați dorit să faceți de o bună bucată de vreme. Marte în Capricorn se simte foarte bine. Este o energie strictă, exigentă, poate pe alocuri și ușor rigidă. Dar această determinare și acest nivel de organizare pe care îl puteți avea acum vă ajută să vă eliberați de frici, de karmă de neam, de karmă de neam, să iasă la suprafață toate lucrurile care sunt în subconștientul vostru, rând pe rând, desigur, pentru a putea fi integrate, astfel încât voi să vă maturizați, să treceți de la stadiul de copil la cel de adult. Tot aici, pe 11 ianuarie, vom avea parte de luna nouă din Capricorn, tot în casa a 12-a. O lună nouă spune noi angajamente și noi intenții. Noi intenții pe care recomandat ar fi în luna ianuarie să le știți doar voi, sau poate chiar în următoarele 6 luni. Este mai bine așa. Planuri de viitor, dar planuri care să fie sustenabile, să vă faceți treaba foarte organizat, într-o manieră pe cât se poate de matură. Tot în Capricorn și tot în casa a 12-a vine Mercur pe 14, care vine cu minte foarte limpede, care vine cu structură și cu luciditate. Comunicare clară, scurtă și la obiect. Marte în Capricorn poate să fie aprins flama, flacăra unei iubiri secrete. Iar Mercur acum poate veni cu o discuție secretă. Capricornul este semnul tradiției, în timp ce voi, vărsătorii, sunteți semnul inovației. Guvernați în astrologia tradițională, deopotrivă de Saturn, aveți totuși un element în plus față de Capricorni, și anume pe Uranus. Uranus care se regăsește în Taur și care, de ceva vreme, încă din 2018, dărâmă structuri vechi. Tot ceea ce nu mai servește și ce este învechit ca și structură, ca și cadru, începând cu această lună,
poate să plece. Sau poate ar fi bine să ne detașăm noi, conștient, de aceste lucruri. Pentru că energia se schimbă pe 20 ianuarie, când soarele intră în vărsător, în casa voastră, întâi. Această casă vorbește despre a fi. Cine sunteți voi în această viață și modalitatea prin care sunteți percepuți de ceilalți. Ce atitudine adoptați voi în lumea largă și ce costum purtați. Cum preferați să fiți cunoscuți? Casa întâi vorbește și despre aspectul fizic și despre voi ca ființare. Iar voi, vărsătorul, sunteți arhetipul inovației, al nonconformismului, al locuri al rebeliunii, dar și al progresului, al viitorului. Pentru că vă dă prilejul să fiți expresia voastră unică și autentică. La o zi după Pluto, marele Pluto, planeta transformării, a regenerării, a morții și a renașterii, intră pentru următorii 20 de ani pe casa voastră întâi. Ceea ce Pluto atinge marchează profund. Viața nu va mai fi la fel. Voi nu veți mai fi aceiași. Desigur, veți spune, în 20 de ani omul se schimbă. Nu. Este vorba despre autenticitatea sufletului și despre era vărsătorului, din care faceți și voi parte, ca noi toți de altfel. Însă voi, iată, veți avea un rol important. Veți avea de adus noutate și progres în lume. Și voi vă veți reinventa, ori de câte ori va fi nevoie și necesar, pentru a atinge potențialul maxim din această viață. Pluto, desigur, va mai face un pas înapoi în casa voastră a 12-a, pentru o bucată scurtă de timp. Pluto în vărsător aduce noutate. Va elimina toate structurile vechi, tot ceea ce nu mai poate fi ținut. Dar structurile vechi care erau cu adevărat învechite, depășite de vremurile în care trăim. Vine cu un mare impact tehnologic și voi vă veți reinventa. Veți dori, poate, lucruri noi. Unii dintre voi puteți pierde kilograme, alții dintre voi puteți avea acum o poziție foarte bună din punct de vedere social. Va ține foarte mult de fiecare dintre voi cum va traversa această perioadă de Pluto învărsător pe casa întâi, pentru că este de mare impact la nivel de umanitate. Pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, intră și ea în Capricorn, în casa voastră a 12-a. Foarte multă activitate pentru voi în casa a 12-a, la nivel de subconștient, inconștient colectiv sau traumă transgenerațională, traumă colectivă. Venus, fiind planeta iubirii, atrage, este o energie feminină magnetică și vorbește despre bani, despre banii lichizi, despre iubire, stimă de sine. Capricornul este și semnul tradițional, dar poate veni cu instituția căsătoriei. Vorbește despre tradiție, relație ca la carte, poate în vechiul sistem, și s-ar putea ca acest lucru să nu vă placă. Iar altora dintre voi acum vă poate veni o idee să vă așezați la casa voastră sau să vedeți de ce v-a fost teamă. Poate să vă căsătoriți sau poate să aveți o relație stabilă. Pentru alții dintre voi aici poate fi iubirea paternă care va da de furcă. Pentru alții dintre voi poate însemna bani, dar bani pe care voi să-i faceți acum într-o manieră știută doar de voi. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie avem parte de luna plină din leu. Pentru voi, în casa a 7-a, casa relațiilor conștiente 1-1. Cu persoana alături de care am o relație stabilă, cu ai mei parteneri de afaceri, cu ai mei buni prieteni, cu ai mei clienți. Toate contractele semnate sau toate relațiile conștiente 1-1, dar apropiate nouă, de lungă durată. Leul este arhetipul generozității, este și un semn al opulenței, este un semn care vrea atenție, pe locuri copilăros și poate ușor dramatic. Iar o lună plină vine cu încheiere, finalitate, cu a concluziona ceva foarte important, profund, dar și cu modalitatea prin care putem corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Pe o casă a relațiilor, unii dintre voi veți încheia niște contracte. De-a dreptul, le veți exclude din viața voastră. Alții dintre voi le puteți reînnoi, dar într-o manieră diferită, poate mai matură. Pentru alții dintre voi poate însemna maturitatea de care acum va trebui să dați dovadă în relațiile voastre, tocmai pentru că ceva se schimbă la nivel de structură.
Este o închidere de ciclu aici, dar și începerea unui ciclu nou, lung și bun pentru toată lumea, pentru că inovația și noutatea ne prinde bine. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, un an fabulos. Să vedem acum despre ce este vorba pentru voi în luna ianuarie și din punctul de vedere al cărților Oracol. Avem Racul. Pentru voi, Racul se regăsește în casa a șasea, la nivel de rutină, unde voi sunteți într-o poziție de subordonat, de inegalitate cu ceilalți. Sunteți în serviciul celorlalți. Casa care reprezintă animalele de companie, colegii de serviciu, sănătatea și mentorii, oamenii pe care îi puteți avea alături, să vă ajute, evident, în tot ceea ce aveți voi nevoie. Mai ales că, la început de lună, Mercur și-a reluat mersul direct acolo, în săgetător, în casa voastră 11, în casa viitorului. Poate fi aici ceva legat de casa părintească sau de spațiul vostru locativ, de trecutul vostru, de părinții voștri, dar și de proprietățile voastre. Să apară discuții în acest sens. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți împinși să vă detașați ușor atunci când aveți activitate la serviciu, să nu luați lucrurile personal. Sau pentru alții dintre voi s-ar putea să vi se ceară să vă implicați un pic mai mult emoțional în această zonă, mai ales dacă sunteți cadre didactice. Pentru cadrele didactice, energia feminină va fi cumva amplificată sau chemată la apel, scoasă la suprafață, întrucât omenirea are nevoie pe deplin de atingerea energiei feminine în aceste momente. Pluto, marele Pluto pentru voi în casa întâi, transformare totală, redefinirea. Găsirea eului autentic, trezirea spirituală și amintirea tuturor lucrurilor care s-au petrecut totdeauna, pentru noi toți. Pentru voi aici, Pluto vine și spune, te poți redefini. Îți poți depăși condiția, poți ieși din programele sociale, din toate programele care ți-au fost plantate, în subconștient, încă din fragedă pruncie, de către formatorii tăi și de către societate, de către mediul social în care tu te-ai dezvoltat, pentru a putea evolua, pentru a putea înțelege cine ești tu cu adevărat în această viață, de unde vii și către ce te îndrepți. Să vedem mai departe. Cineva care v-a trădat sau cineva care simțiți voi că v-a trădat în această lună, fie se va expune singur sau singură, fie va fi expus. Pentru alții dintre voi, veți avea parte de o expunere și de o curățare a numelui, a renumelui. Cineva care s-a îndoit de voi în această lună poate regreta acel lucru. Strugurii, abundența și casa a opt pe care Pluto o guvernează, abundență. Culegem roadele. Da, în următorii 20 de ani puteți culege roadele, începând cu această lună, care este una foarte bună pentru voi din toate punctele de vedere, mai ales la nivel financiar. Singurul risc aici ar fi să nu fiți indulgenți cu voi, să nu cheltuiți bani peste măsură, să fiți foarte calculați și să aveți un buget foarte bine stabilit. La nivel de sănătate, lucrurile vor merge bine. La nivel de relații de iubire, veți avea parte de niște teste și de niște mici tentații să faceți niște lucruri care să vă ajute pe voi să elucidați un mister. Șahul și din nou fecioara. Atenție aici că este o doză de critică. Fie cineva vă critică pe voi, fie în natura voastră, este o doză de critică. Pentru alții dintre voi, aici vorbim despre serviciu. Serviciu care poate este foarte important pentru voi, dar care, într-o oarecare măsură, vă domină sau vă deține și este important să începeți să aveți grijă de viața voastră. Serviciul este doar un serviciu și este trecător. Acest rol al vostru de acum este temporar, nu permanent. Sufletul
este veșnic, nu serviciul. Vorbim despre o strategie nouă, despre a planifica un viitor mai bun, despre a ști regulile jocului, despre tactică și strategie deopotrivă, despre foarte multă putere pe care o puteți accesa voi acum, fie că vorbim despre o putere interioară, fie că vorbim despre o putere la locul vostru de muncă, dar și despre consecințe. În sensul că dacă abuzați de puterea voastră, karma lovește. Este o energie foarte bună pentru voi aici, cu Pluto pe casa întâi, da, veți avea foarte multă putere. Foarte multă putere. Veți atrage oameni în viața voastră care fie au traume și care vor gravita către voi. Veți descoperi multe secrete, oamenii vi se vor destăinui, fie voi veți avea o putere debordantă, așa de pe o zi pe alta și va fi foarte important să o folosiți cu înțelepciune. Și aici avem struțul, capcana struțului. Sau momentul în care stau cu capul în nisip și evit să văd realitatea sau nu o văd cum ar trebui, o văd prin lentila proprie, într-o formă foarte subiectivă sau refuz să văd realitatea, sunt inconștient, poate mă mint singur. Unii dintre voi veți fi confruntați sau voi veți confrunta pe cineva care în această lună va da explicații. Sau voi, într-o oarecare măsură, vă veți confrunta cu sinele vostru autentic. Va trebui să găsiți în voi puterea să vă ridicați, să vă cunoașteți, să vă acceptați. Și copilul, ce interesant, energie fixă. Și voi sunteți un semn fix. Încăpățânare, copilul interior, să faceți ceea ce iubiți, să vă cunoașteți în primul rând. În al doilea rând, să fiți mai îngăduitor cu voi înșivă, să vă iertați mai mult, să vă permiteți să vă bucurați mai mult de viață și să vă bucurați de lucrurile mărunte, fără a fi atât de exigenți. Taurul vrea confort, leul vrea atenție. Scorpionul este profund și controlează, iar vărsătorul este detașat. Este un paradox aici în energie. Este o acumulare de tipare pe care acum puteți începe să le șlefuiți. De ce? Pentru că viața voastră se transformă și toate aceste lucruri vor apărea în fața ochilor voștri în curând. Ce arcană vă definește luna ianuarie? Împăratul. Capacitatea de a vă stăpâni emoțiile, capacitatea de a fi înțelepți, de a ști voi acest lucru, dar de a vă mula la nivel de conștiință, în funcție de conștiințele celorlalți. Pentru că voi vă veți vedea prin ochii celorlalți, cu Pluton în casa întâi și cu luna plină din leu din casa a șaptea, prin ochii celorlalți, prin modalitatea în care ei vă văd și prin modalitatea în care ei vă spun că vă văd, puteți să vă transformați. Dar conștienți de faptul că nu este vorba despre voi, că acțiunile sunt ale lor, însă faptele respective vorbesc despre niște lucruri pe care voi le aveți în voi înșivă și care trebuie scoase în lumină, lucrate, integrate. Împăratul se pune la mintea tuturor, îi înțelege pe toți, dar continuă să fie un împărat. Împăratul este berbecul și în berbec avem nodul nord care spune gândește cu capul tău, tu singur. Să vedem mai departe. Pentru doamnele vărsător este important să învățați energia feminină. Aici este foarte multă energie masculină pe care ați căpătat-o încă din fragedă pruncie, dar ca un mecanism de supraviețuire. A trebuit să mă descurc singură. De acord. Însă, trebuie să lăsați fluxul vieții
fluxul energiei să circule așa cum este conceput de creație, pentru a putea atinge acel potențial infinit de abundență. Ia uite, un 10 de spade întors, eliminarea unei trădări. Se încheie un capitol, se încheie un ciclu. Să vedem. Relații, vărsător, planul material și emoțional. În zona materială sunteți voi un pic nerăbdători sau poate aici ați avut ceva foarte important de făcut în această viață. Să vedem. Avem un 8 de cupe, puterea, 4 de băte și regele de monede. Pentru cei care sunteți singuri în această perioadă cu luna plină din Leu, din casa voastră a șaptea, puteți cunoaște pe cineva, dar cineva foarte stabil, care să rezoneze întru totul cu vibrația voastră actuală și să ajungeți la o relație frumoasă, chiar și de căsătorie, pentru că vorbim despre casa a șaptea. Atunci când vă identificați pe rând fricile și le eliminați, este fix o alegere, puteți intra într-o relație. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici sunt două posibilități. Unii dintre voi veți lăsa în spate această relație pentru a pleca către o nouă oportunitate, către o viață fericită, iar potențialul pentru o nouă relație și viață fericită de cuplu și de căsnicie este aici pentru voi, iar alții dintre voi veți lăsa în urmă povestea de dinainte de Pluton vărsător, grijile, problemele, vă maturizați și găsiți în voi puterea să fiți bine, să vă împăcați, să fiți bine cu soții voștri, cu soțiile voastre. Sunt două direcții aici, întrucât vorbim despre casa a opta, care înseamnă moarte și renaștere. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva s-ar putea să vă regrete și să vină către voi, întrucât acum își dă seama că sunteți dorința lor cea mare și să își asume rolul sau să fie o persoană care s-a maturizat între timp. Dar cel mai probabil, relația din trecut s-a oprit pentru că ceva trebuia să se transforme la nivel de atașament și toate aceste lucruri se schimbă și voi puteți cunoaște pe altcineva. Este, vedeți, mai degrabă o trezire la realitate și acceptarea unei situații fără a fi încăpățânat. Copilul și împăratul aici dau o energie imatură, dar a unui lider. Gândiți-vă la un președinte de țară care se joacă cu jucării în nisip, ceva de genul acesta. Să vedem ce ne spune energia mai departe. Bine, nu m-ar surprinde acum într-o notă foarte amuzantă la ce se petrece prin lume. 8 de cupe. 5 de cupe. O acceptare. Cei singuri acceptați ceva. Vă acceptați starea, vă acceptați pe voi înșivă, aș putea să spun. Lăsați în urmă o durere. Vă îndreptați către șansa de a fi fericit. Vă curățați lentila percepției. Pentru cei care sunteți în relații deja, veți lăsa deoparte tristețea și drama. Se întâmplă ceva, se creează niște situații, niște evenimente prin care să spuneți, bine că suntem fericiți, dar ce tot avem de ne certăm? Iar pentru cei care sunteți în relații de separare, sau mă rog, în separare, mai corect spus, este cumva ultima etapă din suferință, dacă nu, deja mai bine lăsați suferința să plece. Este ca o acceptare finală și ca o nouă oportunitate să întâlniți pe cineva nou în viața voastră. Aici avem 7 de monede peste cartea puterea, 7-7, casa a șaptea. 7 de monede vorbește despre cineva care investește în voi, despre cineva care va depune un efort, care va face tot posibilul să fie pe măsura așteptărilor voastre, mai ales dacă sunteți persoane singure și cunoașteți pe cineva acum. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vă veți uita la toată istoria voastră de până acum și vă veți da seama foarte mulți dintre voi că merită.
că ați investit mult, că aveți o istorie, că aveți o familie și că ar fi păcat să dați cu piciorul lucrurilor pe care le aveți și omului de lângă voi. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vouă vi se spune cam atât s-a putut. Este mai bine să te axezi pe tine, să-ți găsești puterea și să mergi mai departe. Oh, ce frumos! 4 de bâte aduce un 10 de cupe. Împlinirea unei dorințe, atingerea unui potențial major de fericire, o relație reușită. Cei care sunteți singuri puteți ajunge să vă căsătoriți, să intrați într-o relație stabilă cu cineva. Nu trebuie să fie neapărat cu act semnat. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru voi aici intră armonia în casa voastră, nu știu, vă treziți la realitate, se întâmplă ceva, vă schimbați viziunea, valorile despre viață, lucrurile care sunt cu adevărat importante, se transformă casa, relația. Casa în sensul de cămin, dar și de spațiu locativ. Poate vă cumpărați o casă și acest lucru vă ajută, vă face fericiți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, altcineva este bucuria voastră și cu cât vă deschideți voi mai repede și vă maturizați, cu atât mai bine. Ia uite, și aici avem peste regele de monede, regele de bâte. Da, cineva complet diferit față de voi, poate, cineva mai îndrăsneț ca voi, poate, sau poate este momentul ca voi să prindeți curaj. Este momentul să fiți puternici. Asta vi se spune tuturor la nivel de relații, că este momentul să fiți puternici, să aveți încredere în voi și să faceți niște schimbări majore în relația voastră. Puterea, asta este tot o carte a leului, de a accepta ceva și leul este fix în opoziție cu voi pe axă. Este o dinamică în opoziție. Vreau atenție, spune leul, iar vărsătorul spune mie tot una. Ceva de genul acesta. Aici avem 10 de spade care a apărut în primă fază întors. Vedeți? Închiderea unui capitol. Pentru voi în relații se încheie ceva. Regina de cupe peste 7 de monede și peste puterea. Puterea de a face ce iubesc și ce-mi doresc. Puterea de a fi cu omul pe care îl iubesc sau pe care mi-l doresc, capacitatea de a mă stăpâni în relații, de a nu mai fi orgolios, de a-mi da seama când greșesc și unde greșesc. Aici avem pajul de monede. Unii dintre voi puteți avea copii în cazul în care vă doreați. Pentru alții dintre voi, copiii sunt o reală bucurie, au parte de niște lucruri noi în această lună. Alții dintre voi veți avea o informare, poate de la copiii voștri, că devin ei părinți sau poate se căsătoresc și acest lucru va aduce bucurie în casă. Pentru alții dintre voi poate fi, în sfârșit, ne simțim și ne conectăm și ne reconectăm ca atunci când eram noi tineri sau copii. Pentru alții dintre voi vă aduceți aminte de începuturile voastre și vă liniștiți, uitați de rele. Și aici avem din nou puterea. Puterea, foarte multă putere. Voi veți avea foarte multă putere și am spus asta de dinainte de a întoarce cărțile. Putere. Veți avea, dar nu doar pentru voi înșivă, nu doar ca să negociați în relațiile voastre, ci pentru omenire. Pentru că viitorul este în discuție incert aici pentru noi toți. O carte pentru relații, adevărul. Claritate. Cu Mercur în casa a 12-a în Capricorn. Veți scoate și niște secrete la suprafață, veți descoperi niște lucruri, veți afla informații. V-am spus că lumea va veni către voi cu Pluto pe casa întâi să vă dezvăluie secrete. Poate sunteți promovați, aveți o poziție în haină de stat, cum se spune, foarte importantă, unde veți avea un rol în societate de maximă importanță în vremurile ce urmează. Pentru alții dintre voi, adevărul. Vă cunoașteți, îl aflați, vorbiți, discutați, cunoașteți un om sincer. Este o energie extraordinar de bună. La nivel de plan material, ce se întâmplă aici? Avem un as de cupe, 10 de spade, spânzuratul și 4 de cupe.
Unii dintre voi sunteți plictisiți într-o Și fază de saturație, de apatie, în legătură cu locul vostru de muncă, poate, sau cu rutina. Cu rutina, unde era casa a șasea. Prin Fecioară, aici, exprimată. Nu vă mai place ce faceți. Este un moment foarte bun să schimbați acel lucru. Dacă întoarcem asul de cupe, energia ne spune, vindecă acest lucru, transformă acest lucru și îmbucur sufletul. Vreau să fac altceva. Da, și cu toată activitatea din casa a 12-a, este fix acel bun prilej să vă faceți planuri noi. Ce vreți să faceți? Pentru că de cele mai multe ori oamenii merg cu valul, așa din inerție, fără un plan bun, bine stabilit dinainte și atunci ajung în așa blocaje. Vă veți elibera de un blocaj. Alții dintre voi, dacă aveți legătură cu cineva de la serviciu, vi se spune că e mai bine să tăiați conexiunea sau este recomandat să nu încurcați neapărat treburile pentru că nu prea e bună energia pe aici. Alții dintre voi s-ar putea să fi avut aici un rezultat negativ în ceea ce v-ați dorit voi, o respingere, blocaje la nivel financiar, la plată, să aveți senzația că afacerea nu vă merge bine, poate firma în care lucrați voi dă semne de faliment sau treburi de genul acesta. Asul de cupe spune că în permanență există o cale, dar că intenția trebuie să fie aliniată și cu emoția. Intenție, acțiune, emoție. Trebuie să simt. Avem soarele, un rezultat pozitiv. Iese soarele pe strada voastră, veți primi un aviz, veți primi banii, veți putea aplica pentru un nou serviciu, vă puteți găsi bucuria. La nivel financiar aici sau pe planul acesta material al vieții noastre, este ca și când ce om am fost și cum am ajuns. Uitați de aceste lucruri. Asta spunea pe vremuri Capricornul. Cu Pluto acum învărsător pe casa întâi, puteți spune, oho, dar din toată experiența mea, ia uite ce bine sunt. Casa șasea pe care am invocat-o mai devreme și un șase de monede. Nu mai place ce fac, nu-mi place că n-am libertate, nu-mi place că trebuie să urmez niște reguli. Le puteți face voi, puteți înființa o entitate juridică sau puteți să cereți bani în plus la salariu sau să vă cereți dreptul. Dacă ați avut o interacțiune cu vreo instituție de stat, nu vă opriți acolo, mergeți mai departe, mai bateți la o ușă și la încă o ușă sau la aceeași ușă până vă răspunde cineva. Și asul de bâte, pentru că începe ceva nou aici, pentru că v-ați plafonat, dar v-ați plafonat pentru că, în primul rând, sunteți obosiți, în al doilea rând, este un tipar învechit aici. Și Mercur în săgetător, da, vă arată viziunea, dar voi cu Mercur în Capricorn ulterior în casa a 12-a veți face cam tot cum știți voi, pentru că este o poziție confortabilă. Lasă că văd eu ce fac, nu inovație, noutate. De ce? Pentru că altfel pierdeți trenul. Pierdeți trenul. Trenul este aici pentru voi. Focul. Da? Pluto vine cu transformarea, se schimbă aici ceva la nivel de plan material, de viață, de existență, de bani, de carieră, de profesie. Dacă v-ați pensionat, nu vă dați bătuți, sunt atâtea lucruri de făcut. Ce avem aici? Overtime. Uite, puteți să lucrați în continuare, să faceți lucruri, să progresați. Cheltuieli. Alții dintre voi s-ar putea să fi lucrat prea mult pentru că ați avut niște planuri, datorii sau dorințe să faceți voi niște lucruri într-un anume fel și ați ajuns la epuizare. Iar aici avem background check. Vorbim despre o nouă poziție, despre un nou serviciu unde vi se verifică experiența. Sau, pentru alții dintre voi, vi se spune așa. Dacă aveți provocări la nivel financiar, ok, muncești mult,
Pe bani puțin. De acord. Dar asta e toată experiența pe care o ai tu? Ești sigur? Doar atât poți face? Avem două mâini, două picioare, capul pe umeri. Ia să vedem ce idei ne mai vin. Și vouă vă vin idei în această lună. Sau ar trebui să vă vină, dacă le permiteți voi. Casa a 12-a este mentalul colectiv, de unde ne vin ideile și pun ghilimele, unde ne conectăm noi cu mintea prin intenție și emoție și de unde le descărcăm, ele deja sunt acolo. Mult spor să aveți! Iar la nivel de plan emoțional, avem pajul de spade, 4 de spade, 6 de spade, 8 de monede. Pajul de spade spune am multe, multe idei, dar stau în zona de confort. Văd eu ce fac, merg din inerție și fac același lucru în fiecare zi sau fac ce știu eu mai bine. Este vremea pentru progres. Pentru că veți găsi o altă soluție. Dacă vreți, voi puteți găsi alte căi. Vărsătorul nu este un semn al sărăciei. Vărsătorul este un semn al inventivității. Poate fi și creativitate, da, pentru că este în opoziție cu leul, dar este un semn care inventează, care brevetează, este un vizionar și în această lună vi se spune să vă treziți. Și poate însemna orice pentru oricine. Pentru alții dintre voi aici niște provocări poate de sănătate ale copiilor voștri, dar care, uite, se vindecă, se trezesc, merg mai departe. Pentru alții dintre voi, poate aceștia sunteți voi cu o stare de sănătate mai delicată în această lună, dar din nou vă însănătoșiți. Atenție că doar gândurile voastre vă țin aici în pat sau cu acea condiție medicală activă. Este un conflict aici de natură mentală, este un conflict de teritoriu, atenție pentru unii dintre voi. Și la nivel financiar vi se spune că puteți munci pentru tot ceea ce vă doriți. Voi vă puteți face tot ceea ce vă doriți. Aveți abundență aici. Nu este timp pentru zăbavă. Iată, vine un sol de pace, ce interesant. Da, uite, la împărat, la Bayazid. Cineva face pace cu voi, poate vă datorează bani sau poate aveți parte de ajutor din partea cuiva. De un mentor, cineva care vă scoate așa din întuneric și vă spune, uite așa facem. Regele de spade, v-au ieșit aproape toți regii. Voi, întorși, voi care nu știți ce se petrece cu voi. Păi în acest moment, dacă vă simțiți blocați sau v-ați plafonat sau, nu știu, aveți și voi un moment mai dificil, dați-vă pace, nu mai fiți așa impunători cu voi, bucurați-vă de ceea ce aveți pentru că apare și ceea ce vreți, dar prin minte limpede, prin gânduri, atenție la ce gândiți. Karma, judecata. Cineva care nu vorbește cu voi, am înțeles. Cineva care poate vorbi cu voi, dar în primă fază s-ar putea să fie nevoie să vă calmați voi întâi, pentru că sunteți într-o oarecare măsură agitați unii dintre voi și de aceea nu se produce acea întâlnire, acea reconectare, dar aici cineva se poate reconecta cu voi. Puteți primi un apel, un mesaj surprinzător în această lună de la cineva drag, de la cine vă doriți voi. Și 8 de monede are 3 de băte. Un plan pus în aplicare. Ne auzim la telefon și apoi ne vedem. Poate fi pentru unii dintre voi, sau pornim la treabă, sau în sfârșit pot să reiau o activitate care mie îmi făcea o deosebită plăcere în trecut. Este o energie foarte bună. Voi face acele citiri când se aliniază planetele și pentru mine, dar credeți-mă când vă spun că Pluto aici este schimbare majoră. O vom resimți indiscutabil. Talismanele. Uite, vă acoperiți urechile. Nu vreți să auziți niște lucruri. Nu vreți. Dar destinul vă împinge de la spate. În urma pașilor tăi, spune energia. Tu poate nu vrei să auzi, dar eu sunt aici pentru tine. Frecvența. Trebuie să vă schimbați energia și vibrația. Să curățați trecutul. Să curățați trecutul. Să tăiați tot răul de la rădăcină.
Două stele, două oportunități aveți, două șanse. Sunteți ușor de distras. Poate faceți prea multe lucruri deodată sau poate nu, fiind semn de aer, vă este mai greu cu energia aceasta de pământ, care de fapt este cea care materializează, să vă ancorați în realitate și în această lună veți avea ocazia să vă schimbați percepția. Uite, judecata, întoarcerea cuiva foarte drag în viața voastră sau cunosc un suflet pereche. Unul dintre sufletele pereche. Prietenii nu mint. Cu luna plină din leu, din casa prietenilor acolo, s-ar putea să vă lămuriți pe cine aveți alături. Că prietenii nu vă mint, dacă ați bănuit pe cineva în această lună să vă convingeți, dacă ați avut dreptate sau nu. Aici avem atenție la paraziți sau la microbiom sau la dulciuri. Paraziți intestinali, da, efectiv, toți avem, dar atenție acolo, o inimă plină, atenție la palpitații, la inima voastră, vibrație. Uite, și florile vorbesc, și florile emit frecvență și sunet și cântă și vorbesc între ele. Este important să vă conectați la trecutul vostru și de acolo să schimbați din copilărie mecanismul acesta de apărare pe care îl aveți. Poate plecați într-o croazieră, într-o călătorie pe care vă doriți de foarte mult timp, sau vă mutați într-o țară cu climă caldă. 25. O eliberare de sacrificiu este aici, să știți. Aici avem înalta preoteasă, un sacrificiu inconștient pe care l-ați făcut. N-ați fost conștienți de niște lucruri și v-au afectat, dar uite, se închide o karmă. Saturn este anul lui Saturn, este un an de vibrație 8, este un an care promite multă prosperitate, dar este și un an karmic. Credința voastră, unde vă veți transforma la nivel de credință, o cămilă. Aveți puterea să duceți niște lucruri, alții dintre voi aveți legătură cu Egiptul, poate cu Egiptul antic avem toți. Nu contează cum, poate până acum nu a contat ce slujbă aveați, ce profesie aveați, important era să aveți cum să vă întrețineți, un mecanism de supraviețuire. Ei nu, din această lună puteți să începeți să faceți și ceea ce vă place sau să vă descoperiți talentul nativ, ancestral sau vocația. Uite, o excursie pe care o puteți face unii dintre voi, o casă pe care o puteți cumpăra, un cadou pe care îl puteți primi, poate fi o moștenire, o veste care vă bucură, dar pentru care va trebui să luați o hotărâre destul de rapid. Să vă apucați de muncă, să faceți ceva concret. Alții dintre voi aveți nevoie de mișcare și să vă bucurați de lucrurile mici și mărunte, pentru că, uite, există aici o rigiditate, un program. Faceți în fiecare zi același lucru mai robotic, așa, și este important să vedeți în amănunt lucrurile care de fapt contează. Uite, sunteți axați, da, pe muncă, dar duceți spre epuizare. Atenție! Cineva care stă cu ochii pe voi și uite abundența. Nici nu știți voi ce lucruri bune vă așteaptă. Steaua, vindecarea, soluția, prosperitatea. Dar cum ajungeți la ea? Prin structură, organizare, disciplină, pentru că toți oamenii care au reușit în viața asta au spus că în primul rând disciplina contează și apoi talentul și munca. Prin a fi cumpătați. Intuiția care nu prea v-a servit până acum sau poate n-ați ascultat-o și de acum înainte o puteți face. Avem aici o relația cu copilul. Aveți o bucurie, uite, 3 este copilul, luna martie, pești, berbec, poate aveți pe cineva aici. Pentru alții dintre voi, comunicarea, se întărește comunicarea cu un copil, vă bucură acest lucru, are o reușită, copilul începe să vorbească, vedeți cum rezonați cu acest lucru. Iar aici avem planeta Marte. Un copil care începe să meargă sau o sarcină poate fi, să știți, puteți afla de nașterea unui copil, să vă bucure nașterea cuiva. Pentru alții dintre voi, în 3 săptămâni, 3 puncte, 3 luni, pot apărea aici niște lucruri formidabile pentru voi, uite.
să primiți un cadou, să aveți o șansă care să vă marcheze și să vă schimbe viața. Și avem 63. Ceva necunoscut. Este o necunoscută care, în funcție de voi și de cât de organizați sunteți, vă poate schimba viața extraordinar. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună ianuarie minunată, să aveți o viață minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!